Bine ați venit, stăpâni metropolite, pe meleag vă locinesc. Noi vă întâlnim cu pâine și cu suflet românesc. Toți creștinii din Voloca v-au așteptat cu nerăbdare să începem cu o rugăciune sfânta noastră sărbătoare. Cu un sobor ales de preoți, plin de har dumnezeiesc, să ne binecuvântați lăcașul și pe toți care îl iubesc. Creștinii din acesta vin la rugăciunirea 190 de ani se rogă și busuveți de Dumnezeu. Pentru toți creștinii din sat e o mare cinste și onor că ați venit la noi în sat binecuvântând pe fiecare. Să mulțumim preacucernice părinte pentru prezența dumneavoastră. Dumnezeu să vă lumineze din plin ca ținem la sărbătoarea noastră. Preacucernice părinte Ioan Gorda, preot de frunte, în satul nostru Voloca, protopopr al raionului Hliboca. Dumnezeu v-a binecuvântat acest lăcaș să păstoriți, timp de 30 de ani, preot exemplar să fiți. Cu ocazia acestă infinimie, prezența la sărbătoare, din suflet vă mulțumesc că ați depus o muncă mare. Ca acest loc de sărbătoare să fie ca o zi de primăvară, casa lui Hristos să fie plină în orice zi de sărbătoare. Voce de aur dată de Dumnezeu, încă 30 de ani să răsune, cu drag să ne păstoriți că noi vom fi la rugăciune. Primiți, Părinte, adânci plecăciuni, pentru spiritele voastre rugăciuni, care sunt atât de necesare pentru mic și pentru mare. Fiica bunul Dumnezeu să vă ocrotească de orice rău, ca credința noastră să înflorească în Voloca, în Bucovina strămoșească. Fiți siguri, stimate Părinte, păsturnii în fișe din azi înainte, coriștii vă susțini mereu, cu cântări frumoase de la Dumnezeu. Mulțumim foarte frumos, asta e floarea satului nostru, mai sunt, dar cei mai, ce spune așa, mai dezvoltați, mai și la păstumii care clar se spune, dar iată, au făcut așa o să vă întâlnim cu frumoasă în ce se vede, care ne învață în prezența. Și ne rugăm să ridicați un buchet de rugăciuni la Bunul Dumnezeu pentru satul acesta de gospodari, creștinii noștri și pentru toți și pentru biserica aceasta care își împlinește 190 de ani de la deschiderea ei, construită început 1831 și terminată în 1929, dar terminată în 1931. Vă rugăm să, ca acest sobor de preț care vă așteaptă cu drag, să ridicăm acest frumos rugăciun de mulțumire înaintea Sfintei Trăimii. Păi, nu știu, așa. Deci acum mergem și cu veniți cu adevărat, așa. Yeah.
Să ne păzește pe noi,
morții și tot în viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu, să acum și purea și vecii vecilor.
născătoare de Dumnezeu Fecioară, limanul și folosința neamului omenesc, în tine s-a întrupat izbăvitorul lumii, că numai tu ești Maică și Fecioară. Yeah.
de poporul tău mult îndurare. Sfinte Fără de moarte, miluiește-ne vreun. Cu milostivire, îndurării, cu bunătate, cu smerenie,
un de bună răbdare, îngăduindu-l unii pe alții, și el să nu ne altora. Dacă are ceva, vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste, care este legătura de săvârșire și pacea lui Hristos, pentru care ați fost chemați ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori cuvântului lui Hristos, să locuiască într-o voi cu bogăție. Învățați-vă și propovăduiți între voi cu toate înțelepciunea, cântați în inimile lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalm, în laude și în cântări duhovnicești. Și Duhului Tău, aleluia, 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 glasul al cincilea. Și nimeni nu cunoaște pe Fiul
decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul și Cel căruia vă voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine, toți cei ostiniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, că jugul meu e bun și povara mea este ușoară. În vremea aceea a venit Iisus în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a ridicat să citească. Și s-a dat cartea prorocului Isaia și, deschizând-o cartea, a găsit locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdroviți cu inima, să propovăduiesc robilor de zdrobirea și celor orbi vederea, să izbăvesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului. Și închizând cartea și dându-o slujitorului așezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. Și el a început a zice către ei: astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Și toți îl încuviințau și se mirau de cuvintele Harului care ieșeau din gură. Și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeu părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Cinstitul și din mari cuvințe numele Tău.
când sunteți chemați ieșiți, când nimeni din cei chemați nu rămâne, că suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Святаго храма сего, настоятеля, поющих где, предстоящих и молящихся, шипевой петот, репмериторио крештин, сей поменяске Домнул Дунезеу, энтру императия сама, тодя уна, акум шипуруря, чин вечи вечи лор. Amen.
se fără de păcat, la Domnul se cere. Pentru noastre mântuire s-a coborât din cer și s-a
Suntem de pe Dumnezeu în ajutor și ei au simțit de fiecare dată acea putere și îngrădire dumnezeiască și iată-ne că acum și noi cei care trăim în aceste timpuri Dumnezeu ne-a ajutat să venim astăzi la biserica aceasta și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, dar să nu uităm pe cei care au ctitorit, care au construit biserica aceasta, pentru că nu a fost ușor să fie construită și undeva eu am avut așa o binecuvântare de la Dumnezeu, o fericire, fiind copil, să fiu crescut de o nașă a noastră împreună cu părinții, care era născută la anul 1870. La 1870 era născută în nașa Parascheva și ea îi povestea ceea ce auzit de la strămoșii care și ei la rândul lor au ajuns aproape până la vârsta de 100 de ani, spunând că lemnul pentru biserica aceasta a fost adus mai mult din locurile unde astăzi sucevenile de aici și mergeau cu carul, cu boi, mergeau pe mai mult timp ca să dea stejare jos sau alți copaci, să-i cioprească acolo, să-i încarce pe carurile care erau trase de boi și cu acest lemn de acum se întorceau aici, la Voloca, crescând de cu zi de zi această mare și frumoasă biserică și printre alții, altele, povesteau acești bătrâni și povestea nașa că au fost vreo câteva familii din Voloca care s-au gândit că se merge acolo pe vreo câteva săptămâni, hai mai bine să vindem boii noștri și după aceea ne cumpără alții. Și am fost martor când povesteau că zice, uite, cu tare, aș putea să spun acum, dar să nu fie spre scârba cuiva, uite, cu tare familie, cu tare familie, atunci au vândut boii și uite, acum și copiilor și nipoților au ajuns mari și nu se pot prinde să aibă o vacuță la casa lor. Parcă a fost un blestem pentru cei care căutau așa într-un fel a unei șmecherii să îl poată păcăli pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu rămâne niciodată înjosit și păcălit din nimeni, pentru că este Stăpânul, este Acela care ne-a dus în lumea aceasta, este Acela care ne poartă grija și deoarece noi toți suntem făcuți după chipul și asemănarea dumnezeiască, Dumnezeu atât de mult ne iubește, Dumnezeu atât de mult ne poartă grija, cu toate că acum, în aceste vremuri în care le trăim, a lăsat Dumnezeu și o varguță, ca un pic să fim loviți de varguța aceasta, cu boala aceasta, cu pandemia aceasta, care nu e altceva decât pentru aceea ce merităm, dar pentru ceea ce merităm fiecare, dacă ar fi așa să fim loviți, noi n-am putea răbda niciunul. Dumnezeu, așa că un părinte bun, care un pic își șarte copiii săi, un pic ne pișcă pe noi cu acea vărguță, în schimb mult ne iubește, nu vrea pierderea noastră, dar așteaptă ca noi să ajungem la cunoștința adevărului și la mântuirii. Noi atât de mult prețuim în fața lui Dumnezeu orice om care trăiește în lumea aceasta este atât de scump pentru Dumnezeu că pentru noi, ca noi să avem parte de mântuire, să nu fim aruncați în focul iadului, în stăpânirea diavolilor, pentru noi s-a bătit pentru fiecare dintre noi
o plată foarte scumpă. Și aceasta este sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care a curs pe crucea Golgotei ca să ne spere păcatele noastre, să plătească pentru noi răscumpărare, pentru că niciun om nu putea să se mântuiască cu puterea Lui. Și până acum și până la sfârșit, nimeni nu se va putea mântui dacă Dumnezeu nu ne ajută și ferească, să ne ferească Dumnezeu, să nu fim lipsiți de ajutorul dumnezeiesc. Și iată-ne că privim acum în această sfântă și dumnezeiască biserică, ne amintim despre o cântare pe care o cântă biserica zicând, Doamne, în biserica Ta stând, în cer mi se pare că suntem. Ne simțim atât de bine la sânul bisericii mamei. Ne simțim aici, noi poate nu suntem prea mulți ai noștri din Voloca, dar împreună cu noi, să știți că astăzi sunt mii și mii de suflete acelei care au fost până acum în viața șasă pământeană, dar acum sunt duși în veșnicie, acele suflete care au muncit pentru biserica aceasta, acele care le-au înfrumusețat, acele suflete care au avut parte să se mântuiască prin biserica aceasta, prin rugăciunile a lor, prin rugăciunile preoților, prin rugăciunile care au fost înălțate și aduse la Sfânta Liturghie, că la urmă când preotul termină de slujit Sfânta Liturghie și Doamne, spală păcatele tuturor celor care au fost pomeniți aici cu cinstit sângele Tău pentru rugăciunile Sfinților Tăi. Și astăzi, între noi, sigur, eu răspund de ceea ce vorbesc. Dumnezeu a lăsat să fie atâtea suflete nevăzute din noi, dar care ne întăresc, care ne mângâie acei slujitori care au slujit bisericii noastre, acei care în timpuri grele, de război, de deportări, de foamete, de necazuri, veneau aici și se întâlneau taine cu Dumnezeu și simțeau această întâlnire duhovnicească și se rugau pentru a ei, pentru familiile lor, se rugau pentru lumea întreagă. Și astăzi și noi, cei care suntem aici, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu și pe viitor să o păzească pe biserica aceasta până la sfârșitul veacului, ca prin Sfânta Biserică să avem parte să ne mântuim sufletele, pentru că într-o bună zi, vrem noi sau nu vrem, va veni acel ceas când Dumnezeu ne va chema din lumea aceasta pământeană, vrem noi sau nu vrem, va trebui să stăm față în față cu Hristos și vor fi descoperite toate, nu numai câte le-am făcut, dar câte le-am gândit, câte pofte, câte porniri, câte patimi au lucrat cândva prin noi. Pentru toate va trebui să dăm răspuns în fața dreptului judecător. Noi de multe ori, neînțelegând adevărul mântuitor, ne plângem că nu ne ajunge, că e greu, că ne doare ceva, că nu avem ce am avea, am vrea noi să le avem. Dar trebuie să fim în toate înțelegători, pentru că noi, în fiecare om, avem o mare sfințenie despre care ne întreabă Domnul Iisus Hristos. Ce-ar da omul, întreabă Hristos, dacă ar avea bogăția întregii lumi, dar și-ar pierde sufletul său? Toți banii, toată bogăția de lumii, să o avem noi. Dar dacă noi nu ne îngrijim pentru suflet, care este veșnic și nemuritor, atunci toate acestea în zadar sunt. Pentru că am venit în lumea aceasta copii goiuți, am venit în lumea aceasta plângând și când ne vom duce din lumea aceasta, din ne vor îmbrăca cu vreo câteva haine, n-au nicio valoare, pentru că chiar au fost cazuri acum, după ce-i baga într-un sac de celofană ceva, sau mai ales cum fac cu evreii,
când îi mormântează, îi înveresc într-o pânză și îi pun în pământ, acum e arg pe mulți. Și din aceasta vrem să spunem că noi nimica nu vom scoate din cele materiale din viața aceasta pământeană, dar sufletul nostru, fim atenți foarte, sufletul nostru va sta cumva față în față cu Hristos. Și ne va întreba, hai spune omule, ce ai făcut? De ce te-ai îngrijit mai mult cât ai fost în această viață pământeană? Și dacă răspunsul vom avea, va fi groaznic pentru suflet, pentru că sunt numai două locuri unde ar putea să fie sufletele împreună cu Dumnezeu în fericirea Raiului și ferească Dumnezeu, departat de Dumnezeu, în chinul iadului. Nu sunt povești, nu sunt niște năspăciri omenești. Este marele adevăr cu care toți ne vom întâlni, numai decât pentru că noi de multe ori spunem că, uite, m-am ferit de ceva, am fost atent și nu mi s-a întâmplat. Și bine dacă așa se întâmplă cu noi și cu alții, dar de acea clipă când vom fi chemați din viața aceasta, nu fuge nimeni. Și cei care în dimineața aceasta ne-am pornit către Sfânta Biserică, cei care ne-am sculat, dar nu numai noi, dar toată lumea, de la vremea când ne-am sculat și până acum, viața noastră părintea mai scurtă. Și rugăm ca Bunul Dumnezeu să răsplătească truda fiecăruia. Astăzi Părintele Ioan este acela care ne-a invitat la această slujbă dumnezeiască. 30 de ani de când la sfatul Sfintei trăim în binecuvântarea lui Dumnezeu, Părintele Ioan a fost ales să fie slujitor al lui Hristos, să păstorească sufletele pe care cea dreaptă care duce mântuirii. Dumnezeu i-a binecuvântat să fie păstor duhovnicesc a satului acesteia. În aceste ani a fost alături de bucuria multora când le sfințeau acasă, când le botezau un copil, când se rușea asupra cuiva taina Sfintei Cununii, când aduceau rugăciune, dar a fost prezent și la multe dureri ale creștinilor din satul acesta, petrecându-i pe ultimul drum, rugându-se pentru cei care erau bolnavi. Dumnezeu i-a dat că în timpul rugăciunii se poate varsa și o lacrimă și din aceasta să sperie ceva, poate din neajunsurile sufletului și să fie mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat și o voce bună de cântare cu care slăvește pe Dumnezeu și iată-ne că astăzi mai mulți slujitori, pentru că încă Părintele s-a încredințat să fie ca primul între preoți din raionul Hliboca, potropopa raionului Hliboca, și preoții îl stimează, îl ascultă, îl prețuiesc, pentru că și Părintele se roagă pentru dânși, căutând câteodată poate lasă biserica fără sfântă slujbă, fără sfântă liturghie, ducându-se care datoria și invitat fiind să ia parte la slujbe și în alte locuri, în alte biserici, unii cu drag creștinii îl așteaptă. Părintele a avut parte, poate și bucurii, dar mai mult timp, mai multe le-a vrut să treacă, să dea dintr-un pahar mai amar. Pentru că și din copii au fost bolnavi. Și nu cu mult timp, mult timp în urmă, Dumnezeu l-a despărțit de soția, de doamna preoteasă Vera, care era un mare sprijin și ajutor pentru dânsul. Am fost alături de multe ori cu părintele. Ne-am întâlnit, ne-am bucurat, am fost alături și la durerile pe care le-a trecut el, m-am înghiat pe mine și pe alții, că
când eram într-o încercare vieții aceștia, și astăzi, Părintele, și noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să fim în biserica aceasta, la această frumoasă vârstă a slujirii, 30 de ani de slujire lui Dumnezeu. Rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate, să-i dea ajutor, să-i dea acea râvână pe care Dumnezeu așteaptă de la fiecare, să poate conduce cu bine turma aceasta. Pentru că fiecare om, noi răspundem pentru ce-am făcut în viață. Părinții răspund pentru dânși, pentru copiilor, pentru nipoți, răspund în față Dumnezeu. Iar preotul va da răspuns pentru dânsul, pentru familie și pentru turma pe care Dumnezeu îi încredințează spre păstorire. Și când va veni că părintele va fi chemat din viața aceasta, mai marele păstorilor.